Bună ziua, dragii mei! Vă propun spre rezolvare o problemă de clasa 9, problemă ce a fost dată în anul 2014 la admiterea de la Universitatea Politehnică din București. Se cere rezolvarea ecuației afișate pe tablă. Pentru a rezolva această ecuație, vă propun să notăm radical de ordinul 3 din 2x minus 1 cu o literă, am ales U. Astfel, vom avea U la a treia egal cu 2x minus 1. Totodată, înlocuind în ecuația dată, 2U este egal cu x la a treia plus 1. Așadar, obținem x la a treia egal 2U minus 1. Scăzând cele două egalități, vom obține u la a treia minus x la a treia egal 2x minus 2u. U la a treia minus x la a treia putem să-l descompunem, deci este u minus x pe lângă u pătrat plus u ori x plus x pătrat egal cu 2 pe lângă x minus u. Egal mai departe, avem mai departe u minus x pe lângă u pătrat plus ux plus x pătrat plus 2 pe lângă u minus x egal 0. Dăm u minus x factor comun și vom obține u minus x pe lângă u pătrat plus ux plus x pătrat plus 2 egal 0. Din această egalitate avem u minus x egal 0 sau u pătrat plus u ori x plus x pătrat plus 2 egal 0. Să ne îndreptăm atenția către această egalitate, către u pătrat plus u ori x plus x pătrat plus 2 egal 0. Observăm că putem să o scriem astfel. X plus 1 supra 2 ori u totul la pătrat plus 3 supra 4 u pătrat plus 2 și observăm că această paranteză e mai mare sau egal decât 0. Această paranteză este mai mare sau egal decât 0, deci plus 2 vom avea mai mare sau egal decât 2. Așadar, u pătrat plus u ori x plus x pătrat plus 2 ne rezultă sigur este diferită de 0. Atunci, singura posibilitate este ca u minus x să fie egal cu 0. Deci u este egal cu x, înlocuim în notația făcută, deci radical de ordinul 3 din 2x minus 1 este egal cu x. Ridicăm la puterea 3 și o să obținem 2x minus 1 egal x la a 3. Ne rezultă x la a 3 minus 2x plus 1 egal 0. Trebuie să-l determinăm pe x. Îl desfacem pe minus 2x în minus x și minus x. Și vom avea x la a treia minus x minus x plus 1 egal 0. Dăm pe x factor comun între primii doi termeni. Deci o să fie x pe lângă x pătrat minus 1. Minus x minus 1 totul egal cu 0. X pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1 minus x minus 1 egal 0. Efectuăm în continuare calculele, îl dăm pe x minus 1 factor comun și vom obține x minus 1 pe lângă x pătrat plus x minus 1 egal 0. Soluțiile vor fi x1 egal 1 și celelalte două soluții ale ecuației o să le aflăm din x pătrat plus x minus 1 egalată cu 0. Delta este egal cu 1 plus 4 egal 5
Deci, x2, 3 sunt minus 1 plus minus radical din 5 supra 2. Așadar, soluțiile ecuației S este egal cu mulțimea formată din minus 1 minus radical din 5 supra 2, minus 1 plus radical din 5 supra 2 și 1. Vă mulțumesc!